Steaua București a câștigat clar derbiul cu Dinamo din etapa 14 a diviziei A1 la volei masculin. Formația pregătită de Silviu Oancea și Dan Duroaia a făcut un meci perfect în sala Mihai Viteazu și și-a zdrobit rivala de viață, scor 3-0. După două eșecuri, a ieșit soarele și pe strada Stelei. Cum a fost acest meci cu Dinamo? Din punct de vedere mental a trebuit să ne reconectăm, dar nici fizic nu stăteam foarte bine pentru că au fost multe meciuri de plasări. Deci meciul ne-a prins într-o situație destul de delicată, dar ceea ce s-a întâmplat în seara asta a arătat că băieții au caracter și pot depăși momentele foarte grele. V-ați așteptat la un 3-0? Eu am pregătit meciul la victorie, că era 3-0, că era 3-2, orice victorie e bună. Într-adevăr, și victoria și scorul sunt puțin dure, dar având în vedere ce s-a întâmplat în teren, cred că nimeni nu poate să spună de ce este scorul acesta. Succesul clar cu Dinamo îi urcă pe jucătorii steliști pe locul al doilea al clasamentului, la doar 4 lungimi distanță de liderul Arcada Galați. O victorie zdrobitoare în fața marii rivale Dinamo. Care este secretul acestui succes? În primul rând, forța echipei. Ne-am pregătit foarte bine tactic, tehnic și se pare că am reușit să facem o victorie. În runda următoare, Steaua va evolua tot pe teren propriu în compania celor de la SCMU Craiova. Meciul va avea loc sâmbătă de la ora 17 și va fi transmis live pe canalul de YouTube Steaua TV. I-ați bombardat pe cei de la Dinamo 3-0 sec. Cum a fost acest joc? Un joc frumos, plăcut. Sper că toată lumea s-a bucurat de acest meci. Ne-am dorit foarte mult victoria, deoarece am avut o perioadă puțin nefastă în ultima vreme, dar ne bucurăm că în seara aceasta am adus victoria împotriva echipei Dinamo și sperăm să o ținem tot așa. Ce crezi că ați avut în plus față de adversari? Determinare, curaj, ambiție și, în ultimul rând, cred că ne-am dorit foarte mult să câștigăm acest meci și să ne răzbunăm pentru ceea ce s-a întâmplat la ei în sală. Sâmbătă, în direct pe Steaua TV, veți înfrunta Craiova tot acasă. Ce sper să-ți aducă acest joc? Îmi doresc să facem un joc bun, iar la final vom vedea cine e mai bun, va câștiga, cine nu, asta e. Forța Steaua!